La mijlocul lunii ianuarie acestui an, pe terenul de fotbal al comunei s-a petrecut un accident. O poartă de handbal a căzut peste un copil de 12 ani. Atunci, victima a fost transportată la spital și, din fericire, acum este bine. Primarul comunei, Dan Chidoveț, a considerat că nefericitul eveniment s-a produs din cauza profesorului de educație fizică, Vasile Lupitrec. Dascălul a vrut să facă un bine comunității și a recondiționat porțile de handbal înainte de producerea accidentului. Una dintre porți a picat însă pe minor. Profesorul a fost amendat de primar cu suma de 5.000 de lei. Din cauza că am recondiționat niște porți care se aflau de 20 de ani pe terenul de sport și se folosea toată lumea de ele și eu le-am recondiționat, le-am vopsit și le-am făcut partea din spate, cu scoabe, cu așa, și în afara orelor de educație fizică, într-o zi, pe 14 ianuarie sau așa, deci desfășurau activități de sport, de așa, tineri din comună. Deci în afara orelor de program, nu aveați dumneavoastră ora de educație fizică atunci? Da, în afara orelor de program, la ora 16. Și ce s-a întâmplat? S-a urcat un copil de clasa 6 pe bară sus, s-a legănat pe ea așa și a căzut poarta peste el. Ea era prinsă în scoape. Așa, eu, deci la ora de educație fizică am verificat, era tot în ordine, dar după ora de educație fizică nu mai pot răspunde eu. Că vine echipa comunală, de la așa, se folosește și ea de porți, m-am folosit și eu când eram tânăr de ele și tata meu. Inspectoratul școlar a demarat o anchetă internă și a concluzionat că dascălul este nevinovat de producerea accidentului, întrucât nefericitul eveniment s-a petrecut în afara orelor de curs, iar terenul este al primăriei Dărmănești. Așa se face că profesorul a contestat uriașa sancțiune, iar procesul se află pe rol. Da, mi-a dat 50 de milioane amendă pentru treaba asta, că am recondiționat porțile alea. În loc să se asigure că stadionul comunei este sigur pentru toată suflarea, la aproape un an de la nefericitul eveniment, primăria Dărmănești i-a transmis o adresă școlii Măriței, prin care interzice desfășurarea orelor de curs pe stadion. Asta în condițiile în care școala nu are o sală de sport potrivită pentru educație fizică. Prin fapta sa, domnul Lupitrec Constantin Vasile a pus grav în pericol viața și sănătatea acelui minor. O nemulțumire și nesiguranță în rândul celorlalți copii și părinți, precum și o imagine negativă comunei noastre, cazul respectiv fiind difuzat în presa scrisă și mass media, motiv pentru care, pentru a preîntâmpina și alte evenimente nedorite, vă interzicem folosirea terenului de fotbal din satul Măriței, comuna Dărmănești, județul Suceava, pentru orele de educație fizică și sport, se arată în adresa numărul 5875 din 22 septembrie 2014, semnată de primarul comunei Dărmănești, Dan Chidoveț. Profesorul Vasile Lupitrec este singurul care predă educație fizică la Măriței și probabil singurul dascăl din România căruia îi se interzice să intre pe un teren de sport ca să-și țină orele de educație fizică. Profesorul consideră că decizia primarului, care aparent nici nu are bază legală, constituie un abuz. Eu pun copiii în față. Trebuie să gândească la copii, nu la mine. Surse neoficiale susțin că decizia primăriei are la bază o dispută veche între primarul Dan Chidoveț și profesorul Vasile Lupitrec. Dacă lucrurile stau așa, întrebarea este ce vină au elevii cărora li se îngrădește dreptul la ore de sport desfășurate în condiții cât de cât normale. Nicio vină, am spune noi. Am încercat să obținem și de la primarul Dan Chidoveț un punct de vedere. Alesul local nu a fost de găsit nici la sediul primăriei și nici la telefon.